Ne de valoarea mult prea mare a facturii la căldură ferentă lunii ianuarie, în raport cu aceeași lună a anului trecut, în contextul în care prețul la gigacalorie nu s-a schimbat, ploieștenii au făcut o serie de reclamații la primărie. Eu am dispus Regia Autonomă de Servicii Publice aflate în subordinea primăriei Muncii la da, ca regie separată, să facă o acțiune de control vis-a-vis -vis de această chestiune. Mai mult de atât, am sesizat și Oficiul pentru Protecția Consumatorului, cât și Metrologia Prahova pentru că a vrut să am și o părere independentă, ca să spun așa, vis-a-vis -vis de această chestiune. Iar răspunsurile la întrebările plăiștenilor au început deja să apară. Regia Autonomă Servicii Publice mi-a raportat până în acest moment că este vorba de faptul că în luna ianuarie au fost facturate și 8 zile din luna decembrie, practic au fost în loc să fie 31 de zile, au fost 39 de zile facturate, asta a dus la o sumă mai mare pentru, pentru factura aferentă lunii ianuarie. Aștept să văd ce îmi spune și Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Eu am comunicat președintelui unei asociații de Proprietari și administratorului cu care am avut contact și cei de la regia autonomă de servicii au făcut acest lucru. Odată venit de raportul și de la Protecția Consumatorului și de la metrologie, evident că o să-l facem public.